Predau de 25 de ani limba și literatura română și pentru mine acest timp dăruit copiilor nu e o profesie neapărat, ține de miracolul unei întâlniri valoroase, zilnice, care reprezintă în esență o deschidere către un univers neașteptat. Din prima clipă a venit în fața noastră și a spus că vrea să fim un împreună și ea este cea care a muncit cel mai mult pentru acest împreună. A devenit mama de la școală. Este o profesoară foarte calmă, ne vorbește calm, are răbdare cu noi, ne ajută să înțelegem materia. A generat acest proces de autoreflecție în noi. Și ea este cea care ne-a arătat calea. Pe lângă faptul că era profesor de limba și literatura română, pe umerii dumnei s-au zidit două mari fenomene culturale la noi în oraș, în orașul Brăila, mai exact un cenaclu literar, al cărui mentor este domnul scriitor Nicolae Băciuț. Și ulterior a fost creat și acest festival internațional de creație și interpretare numit Ana Blandiana. Sprijinit întreaga desfășurare a acestor două evenimente, însemnând a creat momente artistice, a fost un regizor, să spun, al acestor momente artistice. Cred că un profesor trebuie să rămână un apostol. Elevii deja vor să vadă, bun, cu ce aduce acest profesor în plus față de, nu știu, inteligența artificială mai mult, față de informația pe care o pot găsi pur și simplu pe telefon. Faptul că dânsa devine de fapt un mentor care ne ajută să învățăm cum să învățăm. Autenticitatea, prezența și conexiunea aceasta zilnică cu ei, acestea mi se par fundamentale, indiferent de materia pe care o predai.